Vă salut, prieteni, vă spun bun găsit! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. În minutele următoare am să vă spun ce a prezis Arsenie Boca pentru zilele noastre. Vom vedea câteva profeții șocante. Arsenie Boca, unul dintre cei mai mari duhovnici ai României, a murit pe 28 noiembrie 1989 și a fost înmormântat 5 zile mai târziu la Prislop, în locul ales chiar de el, în prezența a 2000 de oameni. Despre moartea lui Arsenie Boca încă sunt multe taine și lucruri neelucidate. Mulți sunt convinși că Arsenie Boca a fost schingiuit de securitate, că avea unghiile de la mâini smulse și că înainte de a muri și-ar fi avertizat călăii: spuneți-i lui Ceaușescu că nu mai apucă Crăciunul. Alții, dimpotrivă, spun că Arsenie Boca a murit de moarte bună la mănăstirea Sinaia, că slăbise din cauza muncii epuizante și a numeroaselor boli. Cert este faptul că părintele Arsenie Boca a fost urmărit și supravegheat de securitate până la sfârșitul vieții. Arsenie Boca s-a născut pe 29 septembrie 1910 în Vața de Sus, Hunedoara. Este considerat una dintre marile personalități ale ortodoxiei românești. A fost părinte ieromonah, teolog și pictor de biserici, stareț la mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus și apoi la mănăstirea Prislop. Odată cu instaurarea regimului comunist în anul 1945, Arsenie Boca a intrat în atenția securității ca opozant al regimului. Până la sfârșitul anilor 1950, Arsenie Boca a trecut prin calvarul anchetelor și al arestărilor. Arsenie Boca a fost închis la securitatea din Brașov, apoi dus la canal. A ajuns în închisorile Jilava, Timișoara și Oradea. După eliberarea din temnițele comuniste, Arsenie Boca nu și-a mai putut relua activitatea de preot. Totuși, securitatea l-a urmărit aproape până în ultimele săptămâni dinaintea morții sale, în 1989. Mănăstirea Prislop, unde Arsenie Boca a slujit în anii 1950 și unde a fost înmormântat, a devenit unul dintre cele mai aglomerate locuri de pelerinaj din România. Oamenii vin aici și se roagă la mormântul acestuia, mulți cu credința că pelerinajul le va aduce bunăstare sau vindecarea unor afecțiuni. Și se pare că s-au petrecut numeroase vindecări miraculoase de cancer, de leucemie, cu ajutorul rugăciunilor la mormântul părintelui Arsenie Boca. Legende sau nu, asta povestesc oamenii din sat. Asta spun toți pelerinii, dacă îi întrebi despre minunile de la Prislop. Părintele Petru Vanvulescu, unul dintre ucenicii de taină ai părintelui Arsenie, vorbește în cartea sa Viața lui Arsenie Boca, Fapte inedite, despre moartea marelui duhovnic. Ucenicul părintelui spune că acesta ar fi fost răstignit în pădurea de brazi de la Sinaia. El nu a murit numai din cauză că a fost iradiat în toamna anului 1989. Vreau să fac o nouă descoperire de care am fost înștiințat, văzând că părintele Arsenie s-a ridicat din moarte, adică și-a revenit după iradiere, cel puțin parțial, i-au dat ultima lovitură fatală. A fost dus în pădurea de brazi de la Sinaia și răstignit. Comuniștii i-au înfricoșat și pe cei care au aflat, ca să nu spune adevărul, și s-a lățit minciuna aceasta că părintele Arsenie a murit nu mucenicește, ci de boală. Trebuie să nu ascundem un lucru cutremurător. Părintele Arsenie a fost scos de 3 ori din mormânt. Prima dată la 3 zile de la îngropare, fiindu-le frică la securiști să nu învieze, cum îi era frică lui Rod. A doua oară l-au scos după 1 an, fără explicații, iar a treia oară acum vreo 6 ani. Atunci a ieșit un izvor de apă din mormântul părintelui Arsenie, care nu a putut fi oprit. Capacul de la sicriu a fost găsit dat într-o parte, iar oasele pline cu apă și noroi.
au fost spălate și așezate într-un sicriu nou din stejar. Am sărutat sfintele oase și mai ales capul, care era înmiresmat, povestește părintele. Arsenie Boca, o mare personalitate a ortodoxiei românești, a fost părinte eromonah, spuneam, teolog și pictor de biserici. La mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus și apoi la mănăstirea Prislop a fost stareț. Părintele Arsenie Boca este cunoscut nu doar pentru harul și cuvântul său plin de înțelepciune. De asemenea, fostul stareț de la mănăstirea Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Sus și de la mănăstirea Prislop a avut previziuni care s-au adeverit de-a lungul timpului. Profețiile sale sunt cutremurătoare în ceea ce privește România. Conform vorbelor lăsate de părinte, ne pândește un pericol cumplit. În previziunile sale, preotul a detaliat motivele pentru care sfârșitul va veni pentru omenire. Dependența oamenilor de tehnologie, apariția unor boli fără leac și multe altele primejdii dau semnalul apocalipsei de care România nu va scăpa. Arsenie Boca a profețit un sfârșit teribil pentru țara noastră. România va fi înconjurată de flăcări. Îmi pare rău că sunteți cei de pe urmă. Vă vor cerne. Acestea sunt câteva din prevestirile marelui preot. El este acela care va veni în numele său, nu al lui Dumnezeu, evreu de neam, care va tirăni sub ascultarea sa tot pământul, căci acela va primi să fie împărat peste strălucirea tuturor împăraților pământului, își începe Arsenie Boca profeția. Creștinii, cu numele, din pricina înmulțirii fără de legilor care sting duhul, așa se vor slăbi la minte, încât, de frică, mulți se vor lepăda de Hristos și vor primi toată voiarea și vor gusta toată răutatea răului, căci credința nu este a tuturora. Viața lor, slăbănogită de păcat, va da îndrăzneală satanei, care va lucra în acela tot felul de puteri și de semne, de minuni mincinoase și de amăgiri nelegiuite pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului ca să se mântuiască. De aceea, pentru că iubesc păcatul mai mult decât pe Dumnezeu, Dumnezeu le trimite amăgiri puternice, ca să dea crezământ minciunii și să cadă sub osândă toți cei care n-au crezut adevărul, ci au îndrăgit nedreptatea. Neputând nici aceasta, își aprinde ciracii și pe acela al lor care se repetă în fiecare veac de oameni, din zilele sfinților apostoli, până în zilele celui mai desăvârșit antichrist, din vremea de apoi, când va propovădui Ilie, ca doară-doară va putea măcar să stingă pe ucenicii lui Iisus de pe fața pământului, prigonindu-i, spânzurându-i, ucigându-i, răstignindu-i și în tot felul omorându-i, predica părintele. Arsenie Boca mai avertiza în timpul vieții sale că nenorocirea va intra chiar și în sânul bisericii. Doar cei care își vor păstra credința adevărată vor fi salvați, spunea Arsenie Boca. Sfântul Părinte a prevestit că o hidră cu răsuflarea otrăvitoare va intra pe furiș în sânul bisericii. Părintele Arsenie Boca a rostit îngrozitoarea profeție în preajma lui Vasile Șerbu. Potrivit martorului, Arsenie Boca ar fi citit-o dintr-o carte de la Muntele Athos. În ea, ne-a spus părintele Arsenie, se găsește descrierea hidrei cu răsuflarea otrăvitoare, care va urmări prin toate mijloacele să împiedice lumina și voința dumnezeiască. Voi trebuie să înfruntați cu înțelepciune această amenințare și înțelepciunea vă va fi dată vouă, precum și la mulți alții, pentru a răpune răul. Veți vedea și veți înțelege spurcăciunea peste tot în jurul vostru, la serviciu, în magazine, în instituțiile statului, în conducerea lui și mai ales în politică, spune Vasile Șerbu. De asemenea, se spune că părintele de la Prislop
a anunțat împovărarea de taxe și impozite pe care o trăim astăzi. A vorbit despre spurcăciunea ce va cuprinde toate clasele sociale, inclusiv instituțiile statului și politica. Sfântul Ardealului a avertizat și că bisericile vor rămâne goale și vor cânta cu cuvelele în ele, pentru că atât oamenii cât și preoții se vor lepăda de credința în Dumnezeu. Profețiile nu apar în cărțile pe care ni le-a lăsat moștenire Sfântul Ardealului, ci sunt cuprinse în numeroase lucrări religioase. Mărturiile sunt susținute de oamenii care l-au cunoscut sau au trăit în apropierea părintelui Arsenie Boca. De aceea, veridicitatea lor este legată strict de fidelitatea cu care aceștia au transmis vorbele de duh ale părintelui de la prislop. Iată cele mai cutremurătoare profeții pe care le-ar fi făcut părintele. Din povestirile surorii Septimia Maniș, așa cum apar în cartea Noi mărturii despre părintele Arsenie Boca, ediție îngrijită de Ioan Cijmileanu, editura Agaton, Făgăraș, 2005, reiese că părintele Arsenie Boca văzuse deja împovărarea de taxe și impozite, cum spuneam și mai devreme. Îmi pare rău de voi că sunteți slăbiți în credință. Veți cădea din cauza fricii. Frica-i de la diavol. Nu vă fie frică pentru a vă salva sufletele. Vor veni vremuri foarte grele, dar toate sunt îngăduite de Dumnezeu, care este tovarășul de drum al fiecăruia, de la naștere până la moarte. Vor cădea și cei aleși. Îmi pare rău că sunteți cei de pe urmă. Vă vor cerne, vor pune impozite, taxe și alte îngrădiri. Vor lua totul. Să știți că mulți vor pleca din țară, dar puțini se vor întoarce. Va veni vremea când ar dori să se întoarcă și n-or mai putea, căci România va fi înconjurată de flăcări, povestește Septimia Maniș că i-ar fi spus părintele. În mărturii din țara Făgărașului despre părintele Arsenie Boca, este cuprinsă o altă profeție tulburătoare ce face referire la pierderea credinței de către oameni, dar în special de rătăcirea preoților. Vine timpul și e foarte aproape când toți preoții vor repara bisericile, iar alții vor construi altele noi, dar nelucrând ei la sufletul omului, vor rămâne bisericile goale. Roadele slăbirii în dreapta credința teologilor în facultăți și seminarii vor fi preoții, care vor fi și mai slabi ca învățătorii lor. Mai ales în Transilvania, ortodoxia aproape că va dispărea. Ultima redută va fi Sibiul, dar va cădea și acesta. Dumnezeu nu forțează mântuirea nimănui. Cine are minte, să ia aminte, spunea părintele. Arsenie Boca a lăsat câteva avertizări și despre un război care va nimici tot ce va întâlni în cale. Relatările preotesei Lucreția Urea și ale Paraschivei Anghel din Alte mărturii despre părintele Arsenie Boca, editura Agaton, Făgăraș, 2008, vorbesc despre niște semne înfricoșătoare. Toate aceste semne ni le-a prorocit părintele Arsenie prin anul 1945-1946. Și ne-a citit din Biblie de la Apocalipsă că se va ridica de la răsărit un popor fără cruce, va bântui casele oamenilor, le va dărâma, le va nimici, se va călca om pe om, se va mânca carne de om și se va bea sânge de om. Cine va rămâne din războiul acesta va fi ales ca grâul din pleavă. Pleava zboară, iar grâul rămâne. Se va alege cine va rămâne. Părintele ne-a spus, nu vă spun de la mine, așa scrie în carte, în Biblie, spun femeile. Aurelia Chiș a povestit cum părintele a vorbit despre necazuri mai mari decât munții pe care oamenii nu le vor putea suporta. Iată, vor veni necazuri mai mari decât munții Făgărașului. Ne om duce la munții Făgărașului și la dealul prislopului să se prăvălească peste noi, că nu mai putem rezista. Atunci vor începe să spună munților că
cădeți peste noi și dealurilor acoperiți-ne și ne-om duce la morminte să iasă afară morții și să intrăm noi de vii, că nu mai putem rezista, îi spunea părintele Aureliei Chiș. Arsenie Boca avea harul de a face previziuni. Părintele a prezis că un mare oraș va fi șters de pe fața pământului în urma unui cutremur devastator. Părintele era de părere că acest dezastru se va petrece întrucât oamenii acelui oraș vor fi plini de păcate, întocmai ca cei din Sodoma și Gomora. Profeția, făcută în anii 40, se referă la București, capitala României, și, ca încadrare, în secolul 21. Perspectiva este sumbră, întrucât unele dintre profețiile părintelui Arsenie Boca s-au îndeplinit întocmai cum au fost rostite sau pictate. El a prevăzut cele două mari cutremure care au lovit Bucureștiul în secolul 20, definite de el ca cele două ouări. Dar mai înspăimântătoare este profeția că se va produce și o a treia distrugere, cea care va pune orașul la pământ. Un cutremur major se va produce probabil mai mare decât precedentele și astfel întreg Bucureștiul va fi lovit din toate direcțiile, pentru ca în cele din urmă să dispară de pe harta României, spunea profetul. Potrivit acestuia, pe lângă această profeție uimitoare, Arsenie Boca a mai prezis și sfârșitul comunismului și începutul unui regim politic și mai nociv, în care ororile vor fi și mai mari. Conform unei profeții făcute de părintele Arsenie Boca, Bucureștiul va fi un nou Ierusalim, iar transformarea capitalei României poate începe în anul 2020. Mărturisirea îi aparține Letiției Suciu, din Dumbrăveni. Ne povestea că România va fi grădina Maicii Domnului, Bucureștiul va fi noul Ierusalim și care vor rămâne aleșii lui Dumnezeu, că numai aceia vor rămâne, vor fi într-o fericire nemaipomenit de mare, a declarat femeia la un moment dat. Totodată, părintele Arsenie Boca ar fi prezis și că românii vor pleca în număr mare din țară, la un moment dat, fără a exista o precizare temporală clară, iar atunci când vor dori să revină pe meleagurile natale, nu vor mai avea posibilitatea să o facă. El ar fi spus în public următoarele cuvinte: „Măi, să știți că mulți vor pleca din țară, dar puțini se vor întoarce. Va veni vremea când vor dori să se întoarcă și n-or mai putea, căci România va fi înconjurată de flăcări.” Conform unor mărturii, părintele Arsenie Boca nu era de acord cu aceia care doreau să-și părăsească țara. Înainte de 1989, părintele ne-a spus că miroase a praf de pușcă și așa a fost, mai relata Viorica Farcaș din Voila, potrivit autorilor cărții Noi mărturii despre părintele Arsenie Boca. Multe dintre profețiile sale, părintele le-a lăsat în picturi. Arsenie Boca a pictat vreme de 15 ani, între anii 1967 și 1982, scenele biblice și chipurile de sfinți. Una dintre bisericile pictate de părinte este Biserica Drăgănescu. În freșcele acesteia, se spune, Arsenie Boca și-ar fi consemnat cu pensula, în linii și culori, profețiile. Ridicată la 1870 pe malul lacului de acumulare de pe râul Argeș, în satul Drăgănescu din județul Giurgiu, Biserica Profețiilor părintelui Arsenie Boca ne întâmpină cu aura ei divină. Pentru acela care știe să găsească în desen și pilda biblică și cuvintele profetului contemporan nouă, freșcele se deschid ca o carte a viitorului. O parte din acest viitor, observă cei care îi interpretează picturile, a devenit deja trecut. Unele dintre aceste profeții s-au întâmplat deja. Se spune că părintele Arsenie Boca, acela care săvârșea minuni și în timpul vieții sale și a continuat să săvârșească minuni și după ce s-a stins, ar fi prorocit moartea soților Ceaușescu,
avertizându-i de cumplitul lor destin, dar că Elena Ceaușescu nu ar fi vrut cu niciun chip să țină seama de cele ce i s-au transmis. Dar și oamenii simpli au beneficiat de viziunile monahului, care le-a deschis o fereastră către o întâmplare viitoare, ce le putea schimba covârșitor destinul. Unii au ținut seama de viziunile lui, alții nu. Unele dintre aceste viziuni au fost așezate, cum spuneam, în frescă. Atentatul asupra turnurilor gemene din New York, de exemplu. Pe un perete al bisericii se pot vedea turnurile gemene în flăcări. Explozii, soarele cuprins de neguri, cetatea de zgârie nori acoperită de praf, de fum, de jale. Dar poate cea mai puternică dintre previziuni este cea a propriei morți. În fresca reprezentându-l pe Sfântul Ștefan cel Nou, cu viața și pătimirile lui, părintele Arsenie Boca avea să fixeze o dată, data morții sale, aceeași cu data martiriului Sfântului Ștefan, cel care plătise cu viața îndrăzneala de a-și fi transformat temnița în mănăstire, 28 noiembrie. Părintele a scris într-unul dintre caietele sale că la ziua judecății, în balanță nu mai atârnă acele păcate care sunt spovedite și ispășite prin canon și necazuri. Zeci de mii de oameni i-au căutat sfatul și influența sa asupra mulțimii era covârșitoare. Iar în epoca neagră a comunismului, acest lucru a stârnit mânia. Din mănăstire a fost exilat în această bisericuță de țară, de pe malul Argeșului, interzicându-i se să mai predice. Predica, însă, părintele a mutat-o în culoare și desen pe peretele bisericii, pe care a pictat-o în chip minunat, într-o tehnică unică și desăvârșită. Se spune că picta numai noaptea, când nimeni nu îi deranja viziunile, iar localnicii se minunau în fiecare zi de lucrul nopților sale. Predica pe care el a mutat-o din amvon în fresca bisericii Drăgănescu este una severă și aspră, care denunță păcatele capitale într-un mod în care niciun alt zugrav de biserici până la el nu a făcut-o. Să nu credeți că veți intra după moarte în împărăția în care n-ați trăit de pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu se ia cu luptă. Orice lucrați, lucrați din toată inima, ca pentru Dumnezeu și nu ca pentru oameni. Învățați că într-une cazuri nu este nedreptate la Dumnezeu. Ce ați câștigat dobândind lumea aceasta, dar v-ați pierdut sufletul? Cu știință ați dezlănțuit cataclismul ce vine asupra voastră. Așa vă trebuie. Ați început sfârșitul lumii, homo homini lupus, spunea Arsenie Boca. Părintele avertiza deseori că timpul pocăinței nu așteaptă venirea pensiei și a bătrâneții. Pocăința trebuie să vină chiar înainte ca gândul să devină faptă. În Biserica Drăgănescu, scena învierii Domnului este deosebit de grăitoare. Făptura ce iese din mormânt este diafană, spiritualizată, strălucitoare, luminoasă. Mântuitorul emană liniște și pace. Atât despre profețiile părintelui Arsenie Boca, dragi prieteni. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Până data viitoare vă doresc numai bine, pe curând!